proiect pe care Primăria Cernavodă l-a depus pentru finanțare europeană. Este un proiect privind creșterea eficienței iluminatului public. Prin acest proiect vrem să schimbăm iluminatul de pe 84 de străzi din oraș. Vom înlocui corpurile de iluminat cu un alt consum, cu corpuri de iluminat LED. Vom achiziționa și un sistem de telegestiune pentru a controla mai bine aceste lămpi, da, pe care le vom schimba. Acest lucru va duce la scăderea consumului de energie și, ca urmare, și la scăderea costurilor pe care primăria trebuie să le plătească. Deocamdată proiectul este în evaluare. Așteptăm, sperăm să fie un răspuns favorabil. Adică l-ați depus la minister? L-am depus, este în evaluare. În primul rând, s-a pus problema eficientizării iluminatului public. Și există în acest caz o oportunitate care este dată de planul operațional regional, respectiv reducerea emisiilor de carbon. În cadrul acestei axe, unul din lucrurile care se finanțează este iluminatul public. Condițiile însă de la planul operațional regional sunt acelea că trebuie să ai cadastrate străzile și să ai proprietatea stâlpilor pe care sunt lămpile care se află în prezent. Din păcate, noi n-am avut această posibilitate și atunci am împărțit proiectul în două. 84 de străzi și parcuri din Cernavodă fac obiectul acestui proiect pentru că la acestea aveam cadastru. Iar diferența de 63 de străzi fac obiectul finanțării din bugetul local. Totul european presupune și este deja depus, este trecut prin toate fazele, aprobat de Consiliul Local și depus cu indicatorii tehnico-economici la Agenția de Dezvoltare Regională Brăila și presupune înlocuirea actualelor lămpi care sunt cu vapor de sodiu sau de mercur cu lămpi cu LED-uri, scoaterea în afară a posturilor de transformare a punctelor de aprindere și respectiv a fotocelulelor care reglează iluminatul public și de asemenea crearea unui centru de comandă astfel încât la distanță, astfel încât eventuale defecte pe rețeaua publică de iluminat, fie la lămpi, fie la cabluri, să poată fi semnalizate în mod eficient și să se intervină foarte, foarte rapid. Reducerea de consumuri energetice este de la 100% cât eram la începutul proiectului, la 35%. Iar economia anuală va fi de circa 650.000 de lei, în condițiile în care întreaga investiție fonduri europene plus buget local înseamnă 2,5 milioane de lei. Practic se amortizează în 4 ani, iar garanția care este dată prin proiect, inclusiv la lămpile care s-au înlocuit, este de 10 ani. Pentru primele, și spun câte, 19 străzi, dar un total de aproape 400 de lămpi, proiectul s-a și încheiat prin un pachet de lucrări. S-a încheiat la sfârșitul anului 2018. Așa. Pot să enumer străzile 9 Mai, Anghel Saligny, Avram Iancu, Călăraș, Cazărmi, Crișan, San Sebastian, Surloar, Independenței, Mihai Sadoveanu, Titulescu, Ovidiu, Panai Cerna, Salciei, Podul Sfânta Maria, Strada Dacia, Nicolae Bălcescu, Mircea cel Bătrân, Strada Megidiei din centru până la centrala nucleară electrică și Strada Megidiei de la complexul de cazare până la campus. Au rămas de executat în anul 2019 un număr total de 42 de străzi, iar în prezent, proiectul depus la Agenția de Dezvoltare este în evaluare și urmează în curând să se publice rezultatul acestei evaluări. Noi credem că va fi o evaluare pozitivă și va fi finanțat proiectul, fiindcă nu sunt foarte multe depuse pe această axă și, în mod normal, așa cum este el întocmit, proiectul este foarte bun. Noi am vrea ca anul acesta, la sfârșitul anului, să avem întreg oraș iluminat cu LED-uri. Practic, de la 1 ianuarie anul viitor să intrăm pe economii și aceste economii în 4 ani să ne aducă, practic, eficiență maximă din punct de vedere financiar și un plus în buget după 4 ani de peste 650.000, adică 150.000 de euro în fiecare an care să rămână în bugetul local pentru alte activități. Nu avem în vedere numai acest proiect de eficiență energetică, ne gândim acum și la blocuri, s-a creat deja un pachet de 8 blocuri din Cernavodă la care să se creeze eficiență energetică, se vor continua lucrările la școli și grădinițe astfel încât
toate obiectivele să îndeplinească condiții de eficiență energetică. În principiu, Cernavodă nu este numai un producător de energie, dar este și un economizor de energie.